În timp ce guvernul tărăgânează plata unor drepturi salariare, iar oamenii protestează în aceste zile, de la 1 ianuarie 2024 va acorda cu dărnicie pensii speciale pentru aleșii locali. Ba chiar sunt anunțate și majorări ale indemnizațiilor. Poliana Hangan, deputat USR, consideră că aleșii locali nu ar trebui să beneficieze de pensii speciale, ci să fie renumerați în funcție de contributivitatea pe care au avut-o, la fel ca majoritatea românilor. Începând cu data de 1 ianuarie 2024, guvernul pregătește majorarea salariilor demnitarilor. Astfel, conform proiectului de ordonanță de urgență, salariile demnitarilor ar urma să se majoreze cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie a acestui an. Pe lângă aceasta, tot de la începutul anului viitor, aleșii locali ar urma să beneficieze și de pensii speciale. Vom avea acum, începând de la 1 ianuarie, intrate în vigoare, dacă nu se prorogă, pensiile speciale ale primarilor și ale președinților de consilii județene. De ce trebuie să fie nevoie de o pensie specială? Pentru că oricum au salarii și contribuie la fel ca orice alți cetățeni din salarii, din indemnizații. Se contribuie către bugetul de pensii. De ce au nevoie mai mult decât alți români? Pentru că orice român merge, muncește, plătește taxe, plătește impozite, plătește contribuții la pensii și la finalul perioadei în care poate să muncească, ia o pensie conform contributivității. De ce au nevoie domnii primari și președinți de consilii județene de pensii speciale? Vi se pare că au făcut sau li se pare românilor că au făcut așa lucruri importante? Pentru că dacă e să ne uităm în localități și ce se întâmplă și nu mai departe vedem ce e pe aici, pe la Deva, că sunt rari primarii care au avut așa realizări importante. Românii știu, și pentru că pot să numere pe degete câteva localități în care, care pot e fi date frumos, exemple, care pot fi date exemplu. Da. Și atunci, pentru ce ar merita acești primari pensii speciale? Deci,